În județul Cara Severin, pe DN58 între Reșița și Soceni, a început montarea de parapete pe rulouri. Acest sistem rutier de siguranță va fi amplasat pe circa 300 de metri pe trei sectoare între Reșița și Soceni, în zone unde există pericol de accidente. Parapetele pe rulouri este un sistem de protecție conceput pentru a evita evenimentele rutiere soldate cu leziuni mortale, datorită capacității acestora de depistare a energiilor în lungul parapetului cu ajutorul rolelor. Vehiculele care intră în contact cu acest sistem de protecție sunt redirecționate în apoi pe calea de rulare, fiind astfel evitată părăsirea suprafeței carosabile. Caracteristicile tehnice au permis sistemului de protecție să obțină rezultate pozitive deosebite în teste de siguranță rutieră, performanțele superioare fiind datorate elementelor avansate de design și siguranță.